dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește. Bună dimineața, 18 martie, ce se mai întâmplă în județul Neamț și nu numai pe frontul de luptă împotriva COVID-19, noul coronavirus. Ați văzut și toată lumea este de acum la curent, chiar dacă aseară pe anumite rețele de telefonie mobilă au fost mari probleme. Toată lumea a văzut ce a stabilit celula de criză de la Ministerul de Interne cu închiderea restaurantelor, hotelurilor, etc., cu măsurile privind transportul, cu măsurile privind ordinea publică, așa că aici n-ar fi foarte multe de vorbit. Un eveniment important de ieri reprezintă faptul că Spitalul Județean Neamț, în plină criză, și-a schimbat conducerea, este un nou manager care vine din mediul de afaceri și din mediul politic, Toader Mocanu. Nu știu dacă schimbarea este sau nu este inspirată, dacă era sau nu necesară acum. Oricum, este o schimbare și vom urmări cu atenție ce se întâmplă la Spitalul Județean Neamț. De aceea și vrem să-i atragem atenția noului manager că primim tot timpul din zona spitalului informații apropo despre modul în care este dotat spitalul în acest moment și că sunt necesare eforturi deosebite pentru ca să-și poată desfășura activitatea în condiții normale cei care lucrează acolo. Până atunci să revenim la date mare parte cunoscute. 5 cazuri confirmate oficial, sigur astăzi vom mai avea rezultate. Se așteaptă cu nerăbdare rezultatul de la DGASPC, conducerea DGASPC-ului și încă câteva dintre angajate. De asemenea, așteptăm și probele în cazul primarului municipiului Piatra Neamț, Dragoș Chitic, care este și el în autoizolare la domiciliu. Nu părăsiți incinta, ca să spun așa, vom încerca să luăm legătura cu factorii de decizie din județul Neamț să vedem dacă sunt ceva noutăți din această noapte și de ieri de la ultima discuție care a avut loc și ultima comunicare. O să primul pe care o să încercăm să-l sunăm va fi prefectul județului, pentru că el este obligat prin natura funcției să se ocupe de toate aceste lucruri. Și după aceea vom încerca să stăm de vorbă și cu primari și cu președintele Consiliului Județean punctual pe problema de la spital, să vedem care sunt toate aceste situații. Deocamdată domnul prefect nu răspunde. Știu că va fi pe teren în zona Romanului împreună cu primarul Micu. Ne pare rău, poate o să revină domnia sa în direct. Până atunci însă să încercăm să vorbim chiar cu primarul Micu, dacă tot am discutat despre el, dacă reușim să îl găsim foarte rapid numărul de telefon. Și vom încerca să vorbim și cu cei de la ISU, să vedem cum sunt dotați și pregătiți pentru a interveni, pentru că ei iau legătura cu foarte multă lume în momentul în care interacționează, ar trebui și ei să fie pregătiți cu echipament specific pentru a putea să se protejeze. Alo! Bună dimineața, domnul primar! Bună dimineața! Domnul Lucian Micu, primarul municipiului Roman. Domnul primar,
rugăminte să ne comunicați ce credeți dumneavoastră că în acest moment este important să știe populația Romanului și județului apropo de ce se întâmplă la Roman. În primul rând, care este situația la dumneavoastră? Da, cred că cel mai important este faptul ca cetățenii să se informeze doar de pe canalele oficiale de știri. Este foarte importantă igiena personală, măsurile de igienă personală sunt fundamentale în această perioadă și de asemenea cred că este foarte important să respectăm apelul la calm, la încredere în autorități și în egală măsură să nu ieșim din casă decât doar pentru situații strict de urgență sau pentru aprovizionarea cu alimente. De asemenea, și aprovizionarea cu alimente trebuie să se facă într-un mod rațional și nu trebuie să existe excese, pentru că, așa cum ați văzut, toate magazinele spun că au destule resurse pentru a depăși această perioadă grea. Cred că în momentul de față cuvintele de ordine sunt calm, încredere și igienă. Bun, la Roman în momentul acesta aveți vreo situație deosebită? Nu știu, ați văzut, se închid restaurantele, se închid restaurantele pentru partea cu publicul. Aveți un aflux mare de sosiți din străinătate, vreo situație deosebită? În momentul de față nu, avem doar persoanele care sunt în carantină instituționalizată. Săptămâna viitoare vor ieși din această carantină. De asemenea, am dat dispoziție de dimineață prin colegii mei de la Poliția Locală să informăm toate restaurantele, barurile și toate activitățile de acest gen cu privire la închiderea activității, obligativitatea închiderii activității. De asemenea, continuăm igienizarea și dezinfectarea spațiilor publice, atât cele închise cât și deschise, străzi, trotuare, platforme gospodărești și, în egală măsură, facem o informare către asociațiile de proprietari pentru a le determina să dezinfecteze spațiile comune, casa scărilor și celelalte spații comune din condominii, astfel încât să se protejeze împotriva răspândirii acestui virus și, de asemenea, să afișeze un set de măsuri la fiecare scară de bloc pentru ca cetățenii să fie cât mai informați cu privire la acest aspect. La nivelul primăriei bănuiesc că nu aveți cazuri, cum se întâmplă la Piatra Neamț, unde, din nefericire, domnul primar este în autoizolare. Nu avem și sperăm nici să nu avem. Am auzit de problema domnului primar, îi doresc multă sănătate, sperăm să nu fie cazul de infectare cu acest virus. Și sigur că în momentul în care participăm noi ca și primar la foarte multe evenimente publice este un risc pe care ne-l asumăm, dar eu apreciez responsabilitatea de care a dat dovadă. Am înțeles că trebuie să se autoizoleze și sperăm ca organismul său și al soției să nu fie afectat de acest virus și să aibă o imunitate destul de ridicată care să nu permită virusului pătrunderea în organismele lor. Domnul primar, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Vă dorim sănătate și mesajul dumneavoastră de calm, responsabilitate și disciplină. Sper să fie cât mai bine înțeles. Vă mulțumim. Acum o să intrăm în direct cu ne-am fost sunați și o să intrăm în direct cu purtătorul de cuvânt de la ISU Neamț, pe care o să-l rugăm să ne precizeze ce anume, dacă există situații speciale la domniile lor și cum anume sunt pregătiți în lupta împotriva coronavirusului. Bună dimineața! Bună dimineața! Doamna Irina Popa, purtător de cuvânt la ISU Neamț. Doamna Irina, spuneți-ne un pic, din punctul de vedere al dotărilor, cu excepția nefericită a cazului izoletei, cum stați în acest moment și dacă lucrătorii dumneavoastră sunt protejați în momentul în care intervin în diferite acțiuni? Bună dimineața! Inspectoratul pentru situații de urgență, Petrodava al județului Neamț, este pregătit pentru a interveni în situațiile în care suntem solicitați. În sensul că ne desfășurăm activitatea în continuare, cu mici modificări, în sensul că acum avem
mai multă grijă cu echipamentul, dar doar în situațiile în care mergem la o intervenție pentru a ridica o persoană cu posibil infectată sau infectată cu virusul COVID-19. Da. În momentul acesta, câte persoane sunt din cadrul detașamentului în autoizolare? Nu avem persoane din cadrul detașamentului Piatra Neamț în izolare. Din cunoștințe, din cum ați relatat și dumneavoastră, un coleg a fost și a solicitat liber pentru că soția dumnealui lucrează la Direcția Generală pentru Protecția Copilului, dar va veni la lucru probabil mâine. Deci deja va veni. Setura dumnealui. Deci va veni la lucru la serviciu fără probleme, din câte spuneți dumneavoastră. Da, nu sunt probleme la nivelul inspectoratului pentru situații de urgență. Bine, vă mulțumim și vă dorim sănătate. Eu trebuie să spun că, de exemplu, am primit un mesaj apropo de faptul că au fost transportați fără izolete la Iași cele două cazuri de ieri au fost transportați și se spune că este un risc fără sens pentru pompierii care au fost alături de ei. Eu știu că aceștia s-au protejat cu costumele, dar dacă iese... Dați-mi voie să revin cu o precizare. Persoanele care au fost transportate ieri la spital cu ajutorul autospecialei din cadrul ISU Neamț au fost echipate corespunzător, inclusiv colegii noștri au fost echipați corespunzător pentru a evita supunerea la riscul infectării cu acest virus. Deci nu sunt probleme din acest punct de vedere, pentru că în cazul în care nu este izolată, victimele, adică persoanele infectate, sunt echipate cu costume individuale, se autoechipează, sunt urcați în auto specială și transportați la spitalul. Vă mulțumesc! Suntem în direct și cu domnul prefect, așa că o să vă întrerup aici un pic. La revedere! Bună ziua, domnul prefect! Bună dimineața, domnul Bănescu! Suntem la cafeaua de dimineață, pe frontul, ca să spunem așa, de luptă împotriva coronavirusului. Și noi suntem la cafeaua de dimineață în sediul ISU de la Roman. Da, tocmai am fost în direct cu purtătorul de cuvânt ISU Neamț, care ne asigura că la nivelul ISU nu sunt probleme. Dumneavoastră, ce ați constatat la ISU Roman? La ISU Roman sunt împreună cu domnul colonel cu adjunctul ISU Neamț, cu domnul Claudiu Găman. Urmează să facem două deplasări în teren la Roman. Una la stația de pompare la Pildești și Simenești, la stația de captare, pentru că au să acolo o motopompă de mare putere pentru a arunca apă, a dirija apă spre fronturile de captare la Pildești și Simenești pentru a ajuta puțurile de captare cu apă pe zona de captare, pentru a fi vigilenți în perioada aceasta să ajutăm municipiul Roman să aibă apă și după care urmează să facem o vizită la Spitalul Municipal de Urgență Roman pentru a vedea și acolo cum sunt lucrurile. Și pentru a ne asigura că procedurile medicale sunt aplicate, că vorbim și de cortul care este instalat de ISU pentru pretiere la UPU Roman, totul este în regulă. Domnul prefect, ce noutăți ar fi care pot fi transmise în afară de acel îndemn de spălat mâinile, respectat regulile? Ce... Păi, urmează, conform deciziei Ministerului Afacerilor Interne a domnului ministru Marcel Fela, urmează în cursul zilei de astăzi să se promulge în monitor oficial ultima ordonanță militară dată de domnul ministru Fela, urmând ca toate activitățile să se restrângă, să se suspende activitățile operatorilor economici, pe partea hotelieră, Horeca, pe tot ce înseamnă cafenele, baruri, păcănele, cazinouri, tot ce înseamnă da. Activități comerciale destinate publicului. Astăzi așteptăm să apară ordonanța promulgată în monitor oficial, după care vom lua decizii și la nivelul județului Neamț. Spuneți-mi un pic, știți cazul cu românii care erau la granița Austriei, au venit spre țară? Sunt 500 de români azi noapte pe Vama Nădlac și pe Vama Borș, veniți în tranzit de pe Ungaria,
sunt astăzi, în curs zilele de astăzi, se face și începând de azi noapte, se face triere vamală. Așteptăm. De pe zona roșie merg pe carantină, de pe zona și însoțiți de cordon, de însoțiți de mașini de poliție și jandarmerie. Cine vine din zona galbenă, restul țărilor din Uniunea Europeană, merg pentru perioada de 14 zile în autoizolare. Aveți vreo informație cam cât sunt din zona neamț sau încă nu există situație? Nu am exact o statistică la ora asta, sigur avem și din neamț. Avem și din neamț, da? Da, prin sistemul GPR și poliția IPJ Neamț va fi anunțată în cel mai scurt termen pentru a ști cum facem predarea către centrele de carantină și după aia să luăm în evidență persoanele care intră în județul Neamț și sunt pentru autoizolare de 14 zile. Suntem în foc continuu, domnul Bălănescu. Vă cred, de aceea nici nu insist foarte tare. Vă mulțumim. Întotdeauna vrem doar noutățile care pot să ajute populația să se protejeze. Domnul prefect, sănătate și dacă mulțumesc mai e cazul frumos pe parcursul zilei de astăzi. Zilei, oricând ne auzim, cu drag. Da, cele bune. Mulțumesc, domnule. Încă o singură lucru, cam când credeți că vom primi rezultatele pentru testele care sunt în lucru pentru ziua de astăzi? Încep să vină rezultate, au venit și aseară negativ, tot ce a fost pentru Neamț aseară raportat de Iași de boli infecțioase este negativ. Așteptăm în cursul zilei de astăzi și mâine rezultate. Așteptăm și aveți în setul acela de negative venite, știți cumva dacă era și zona de GHSPC, lumea este destul... Nu am de pe zona respectivă, nu cred că sunt venite testele. Bine, vă mulțumim. Cum vin, vă dați seama că informăm în secunda 2 pentru a liniști opinia publică și pentru a informa dacă este cazul, dacă avem un nou caz de pista pozitiv. Bine, vă mulțumim, vă dorim o zi bună, numai bine, sănătate. Ați văzut care este situația la nivelul oficialităților. Peste câteva minute o să intrăm în direct, dacă o să reușim, și cu președintele Consiliului Județean. Până atunci însă aș vrea să vă prezint o situație, pe sărite, că evident nu se poate așa, cu persoanele aflate în izolare, așa cum era ea ieri sintetizată. Vă prezint localitățile cu mai multe persoane aflate în izolare. De exemplu, Grințieșu avea 23, două au și ieșit din izolare. Avem la Horia 11, la Răucești 11, Borca 18, 3 ieșite, Dumbrava Roșie 19. Vă prezint cele localitățile cu mai multe cazuri în izolare, Sagna 13, Trifești 10. Sunt și localități multe în județ fără niciun caz, ceea ce este destul de încurajator pe de o parte, dar și ciudat pe de altă parte. Să încercăm, dacă reușim, să vorbim și cu domnul primar Dragoș Chitic, dânsul este în autoizolare. Dacă ne poate răspunde, am fi bucuroși să aflăm ce face și ce se mai întâmplă, pentru că sigur ține legătura cu cei de la primărie. Dacă nu... Alo. Vă salut, bună dimineața, domnul primar, și multă sănătate! Bună dimineața și mulțumesc, la fel! Domnul primar, în primul rând, cum vă simțiți? Absolut. Situație. Este o... Nu am niciun fel de simptom special. Mă simt foarte bine. Ieri mi-au fost luate teste și aștept rezultatul. Ne bucurăm pentru asta. Acum, dacă dumneavoastră sigur țineți legătura și cu toți, că trăim într-o epocă în care se poate ține legătura și de acasă, dacă ne puteți spune dacă sunt ceva noutăți de care trebuie să ținem seama la Piatra Neamț, în afară de lucrurile deja cunoscute. Da, aseară am văzut cu toții acele hotărâri luate în baza decretului pentru instituirea situației de urgență. Din punctul meu de vedere, sunt hotărâri foarte corecte. Poate trebuiau luate mai devreme, dar asta este o altă discuție. Da, au fost, se iau gradual. Eu le așteptam și cetățenii și le doresc. Evident că se aplică și în municipiul Piatra Neamț.
Da. Alo. Pe lângă aceste măsuri stabilite de la nivel național, noi continuăm să dezinfectăm spațiile publice din oraș. Consider că e o acțiune foarte importantă în această perioadă. Ne ocupăm de persoane care sunt autoizolate la domiciliu, de centru de carantină și de funcționarea primăriei și direcțiilor subordonate, evident într-un regim de avarie în ce privește accesul publicului, pentru că vrem să ne protejăm și angajații, dar și publicul care intră în contact. La nivelul primăriei aveți o situație? Sunt mai multe persoane care au intrat în autoizolare? Nu, la nivelul primăriei, cel puțin până ieri, nu era nicio persoană. În momentul în care a apărut acest subiect cu infectarea a două persoane din organizat dintre organizatorii de la sau evenimentul la sala polivalentă și eu și câțiva colegi care au fost prezenți în sală au intrat în autoizolare, dar este vorba la acest moment de trei persoane, directorul de la locativ serv și personalul de la sala polivalentă, una dintre persoane de fapt. Da. Domnul primar, vă dorim sănătate și de fiecare dată când aveți ceva de comunicat, vă rugăm să nu ezitați să sunați. Noi vom face acest lucru pentru că acum este nevoie de comunicare cât mai multă și în cât mai multe direcții. Așa comunicare este, corectă. Da. Vă mulțumim, vă dorim cele bune. Bună. Deci, aceasta este situația. Acum aș vrea, dacă se poate, să intrăm în direct cu doamna Gherasim, care este, să vedem dacă reușesc eu să găsesc numărul de telefon în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, pentru că e destul de complicat de căutat. Doamna Gherasim este fosta asistentă șefă de la spital și are o inițiativă prin sindicatul pe care îl conduce, cred, și aș vrea să discutăm un pic înainte de a intra apoi în direct cu președintele Consiliului Județean, tot pe tema spitalului. Alo! Bună dimineața, doamna Gherasim! Bună dimineața! Valentin Bălănescu, Cafeaua de dimineață, vă sunăm. Rugămintea mea este dacă puteți, pe scurt, să ne spuneți ce inițiativă aveți, în numele cui și ce doriți să faceți. Bună dimineața! Încă o dată, inițiativa noastră a Sindicatului Sanitas Hipocrat este de strângere de fonduri pentru asigurarea echipamentelor de protecție pentru personalul medical. Ne dorim acest lucru deoarece vrem să fim solidari cu colegii noștri și cu pacienții, nu pentru că toată lumea nu ar face același lucru, ci pentru că situația este destul de gravă la Spitalul Județean, cazurile se mulțesc, pacienții sunt din ce în ce mai mulți, suspecți de acest coronavirus și salariații sunt foarte stresați de ceea ce va urma din contactul pe care l-am cu salariații, colegii noștri, asistenți, cadre medicale și auxiliari. Și ce anume doriți concret să faceți? Concret am vrea să strângem fonduri. Suntem ajutați de Asociația Cristiana din Piatra Neamț. Toate fondurile care se strâng vor fi foarte transparente și cu colaborarea Spitalului Județean de Urgență, mai ales cu doamna doctor, pe care o cunoaște mai mult director medical, vom încerca să luăm legătura și să luăm ceea ce este mai urgent și stocurile care sunt în fiecare zi pe terminate, adică măști, halate, impermeabile, combinezoane. Ele sunt consumabile, să spunem acest. Consumabile și se consumă, se termină foarte repede.
Cadrele medicale nu au avut, să spun așa, foarte multe echipamente medicale de protecție, de aceea sunt și fiecare se suspectează de acest coronavirus, deoarece echipamentele au fost foarte puține, măști foarte puține, pacienții, așa cum știm cu toții, nu declară unde au fost și ce au făcut. Da, deci sunt pacienți care nu declară în totalitate. Am văzut cazuri nefericite, da. Cadrele medicale nu au avut, tocmai așa cum este în toată țara, echipamente medicale de protecție. De aceea e o mare problemă și cu numărul cadrelor medicale care va trebui să stea pe baricade și cu cei care vor fi izolați în termen foarte scurt, pentru că cu siguranță ei vor fi cei în linia întâi. Am înțeles, vă mulțumim. Noi o să mediatizăm această inițiativă a dumneavoastră și cine dorește să ajute este binevenit. Acum să... Orice ajutor este foarte, foarte important pentru noi toți. Vă mulțumim. Vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și dumneavoastră și o să încercăm în acest moment să luăm legătura și cu președintele Consiliului Județean Neamț, pentru că dacă doamna Gherasim a făcut un apel pentru donații, pentru cumpărarea de echipament, să vedem care este situația cu inițiativa Consiliului Județean de a cumpăra echipamente și care acum am înțeles că este la nivelul de a începe să fie materializată teoretic. Bună dimineața, domnul președinte! De la cafeaua de dimineață, Valentin Bălănescu, mesagerul de Neamț, vă deranjează. Bună dimineața! Domnul președinte, am înțeles că astăzi veți avea ședință extraordinară pentru aprobarea de către consilierii locale a achiziției pentru aparatul acela real-time PCR, pentru testare și apoi și altor echipamente și medicamente? Da, astăzi la ora 11 am convocat o ședință extraordinară de urgență pentru a face rectificarea bugetară și aloca sumele de bani destinate Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț. Spuneți-ne încă o dată, că este foarte important, ce anume, am înțeles că s-a și majorat într-un fel suma, ați ajuns undeva la 3 milioane de lei, nu? Da, pe adresa Spitalului Județean de Urgență am primit un necesar care constă în un aparat de, pentru testarea coronavirusului real timp, care este compus din mai multe unități, un sistem automat de extractive acizi nucleici, kit, mașini de făcut fulgi, centrifugă și pe lângă asta mai achiziționăm 3 ventilatoare mecanice, un ventilator pentru neonatal, pentru cei din, pentru copii. Așa. 8 monitoare cu funcții vitale pentru cele 8 paturi ATI pe care le achiziționăm noi și de asemenea alocăm 1.700.000 de lei pentru cheltuieli de personal, pentru că dumneavoastră ați văzut că în decretul prezidențial se permite spitalelor să angajeze pe perioadă determinată medici, asistenți și atunci trebuie să fim pregătiți și din punct de vedere financiar să facem asta. Am înțeles. Am alocat încă 1.700.000 acolo. Am majorat suma de bani alocată la medicamente de la 300.000 la 800.000 și în total o să alocăm Spitalului Județean din bugetul Consiliului Județean 3.030.000 astăzi. Dacă va mai fi nevoie, așa cum am spus și ieri, Consiliul Județean Neamț va aloca oricâți bani va fi nevoie ca nemțenii noștri să poată să beneficieze de asistență medicală și am înțeles că pentru sănătatea nemțenilor nimic nu trebuie... Domnul președinte, ați luat legătura cu consilierii, cu șefii grupurilor? Ați purtat o discuție apropo de ședința ieri, de astăzi? Sigur, ieri au fost sunați toți consilierii județeni
și de la PSD și de la PNL. Am convingerea că nu există niciun consilier județean care să se ocupe, să se opună acestui proiect, pentru că aici vorbim de viața oamenilor și așa cum am spus și ieri, rog toți liderii politici și oamenii politici să dezbrace haina politică și să ne suflecăm mâinile și să vedem ce putem face pentru a putea salva cât mai mulți oameni. Domnul președinte, vă mulțumesc pentru intervenție și vreau să vă spun ce am spus și celorlalți cu care am stat de vorbă. Orice comunicare pe această temă, vă rugăm să nu ezitați să o transmiteți, cu condiția ca această comunicare să fie în ajutorul nemțenilor. Vă doresc cele bune. Și comunicarea care se face să fie cea reală, pentru absolut, că și dumneavoastră absolut. Câte intoxicări sunt în mediul exact, online, exact. De această boală. Noi încercăm să păstrăm acest echilibru și să transmitem știrile cu condiția ca și autoritățile să transmită la rândul lor cele necesare, pentru că știți cum e, te dai mâna cu cineva, habar n-ai ce s-a întâmplat, afli... Da, da. Se duc lucrurile într-o... Dacă îmi permiteți, vă rog. 5 secunde, vreau să fac un apel către toți cetățenii județului Neamț, o rugăminte, să o ia cum vor, să stea în casă. Am înțeles. Să stăm în casă, pentru că atitudinea asta responsabilă de a sta în casă, de fapt îi salvează pe cei din jurul nostru. Acum vă mai țin eu 5 secunde, îmi cer scuze. Tocmai am primit, noi tot primim tot felul de mesaje și poate este și un îndemn pentru nouul manager de la spital. Am primit un set de fotografii din zona, cum se cheamă, policlinică, ambulatoriu se cheamă el, da. Fosta policlinică, în care ni se spune că ar fi bine ca nouul manager să treacă un pic să vadă că este o zonă acolo în care mai trebuie făcută curățenie, mai trebuie, că sunt condiții improprii. O să încercăm. Domnul Mocanu astăzi trece peste tot, vede unde sunt deficiențe, ce trebuie să facem. Am stabilit cu el unele măsuri destul de drastice, să spun eu așa, în ceea ce privește accesul în spitalul județean și nu în interior, cât și în exterior, și cred că în astfel de vremuri oamenii au nevoie de lideri care să acționeze și să ia măsuri, chiar dacă sunt drastice, oamenii o să înțeleagă. Lumea înțelege, primim mesaje, de exemplu, acum, până când lumea nu pricepe că trebuie luate măsuri și ele trebuie și urmărite de autorități, va fi un haos. De ce, de exemplu, barurile, crâșmele când se închid? În Mărăției încă se distrează lumea, mă rog. Vă dați seama că fiecare relatează. Acum curg pe ecran niște fotografii luate din... trimite acum în timpul emisiunii din zona policlinicii, de aceea spun că ar fi bine ca cineva să meargă. Închid cu dumneavoastră, îl sun pe domnul Mocanu și îl științez. Și noi o să-i trimit. O să-i trimitem și domniei sale fotografiile ca să vadă exact unde se poate interveni. Vă rugăm... Orice sugestie pe care o aveți, o primim cu atenție și o tratăm la fel. Vă mulțumim, o zi bună, sănătate, sănătate și să ne vedem cu bine. Deci astăzi la 11 va fi ședința extraordinară de Consiliu. Am înțeles că nu sunt probleme, dar dacă voi reuși, tot așa, dacă voi reuși, să luăm legătura și cu liderul consilierilor PNL, domnul Florin Hopșa, ca să ne confirme și domnia sa dacă au luat act de acest lucru și vor veni astăzi la ședință și vor aproba. Dacă dânsul răspunde, vom intra în direct, dacă nu, continuăm noi să discutăm, nu foarte mult, pentru că deja lucrurile se schimbă din minut în minut și e nevoie să mai aflăm și noi noutăți ca să putem să le transmitem pe Mesagerul de Neamț, pe 10H știri, aproape din jumătate în jumătate de oră. Nu reușim să stăm de vorbă cu domnul Hopșa, probabil că domnia sa este prins într-o activitate. Deci, oameni buni, să încercăm niște concluzii.
astăzi ședință pentru achiziționarea de echipament pentru testare local. Poate n-ar fi rău ca cei de la Consiliul Județean să ia legătura cu Sibiu, unde printr-o inițiativă civică s-a achiziționat deja, am înțeles, un aparat în timp foarte scurt să vadă care este sursa. Deci va fi ședință după care încep procedurile în regim de urgență. Poate se ajunge să mergem. Vă mulțumim, cele bune, la revedere!